toți jucătorii de la Soxen aici ar trebui să știe, da? Cei de la Nexus, că există foarte, foarte mulți jucători pe acest site. Da, și arătându-se și Jaxi din partea dreaptă, pe lângă jucătorul de la Palat, deja pot să prevadă aici Nexus acest stack, vine overextendul, pop flash-ul, din păcate, evitat de către BTN. Din păcate pentru cei de la Suxen, din fericire pentru cei de la Nexus. În oglindă, BTN cu 3 fraguri, Heaven Hacker rămâne ultimul. Intrăm în runda de pistoale, 9-3 așadar. Și pe partea de CT Virtuoso, pe Tero Nexus, Zelo cu P250, o chestie constantă pe care o văd de la Nexus în meciurile lor. Și nicio surpriză, nevăzut totuși Denzi. Să vedem dacă îl verifică pe BTN. Nu m-aș aștepta să verifice, dar și BTN venea spre adversar. O rundă ca și câștigată. Deci ea îl caut acolo pe Hahanza. Al treilea frag pentru Xelo, care în prima jumătate a ratat foarte mult cu AWP-ul. Ultima rundă din această repriză, în acest half, cu Nexus care speră la un 7-5. Ar fi ok. Ar fi mai mult decât ok. Xelo face prima eliminare. Îl scoate și pe Wellnik. Iar Swifter va veni să facă picul. Xelo cu triple kill-ul, Ox îl ține, n-ar trebui să mai facă nicio eliminare. Atâția mai la puția lui Ciocardon, se așteaptă la acest lucru. Ciocardon dă un smoke, s-ar putea ca cei de la Tero să nu respecte acest smoke, să vedem. Dar așteaptă și vine flash-ul, Ciocardon nu ia flash, se bagă prin smoke. Mai vine încă un flash, dar ar trebui să poată să-l asiste BTN. Face fragul BTN, face picul în continuare, se bate și Ciocardon. De rămâne doar Geo pe lungă, este 1 vs 1 cu Ciocardon, pentru că l-a scos deja pe BTN. Tenție mare, 1-2. Da, m-a scos pe Raga. Și cred că l-a scos și pe Xelo. Așadar are o poziție interesantă. Critic, îl scoate și pe Adron, 1 versus 1. Dar bomba e la Ciocardău. Da, 50 de secunde, are tot timpul din lume Critic. Are un M4, are și un smoke, așadar se va putea apropia de Ciocardău. Ciocardău a făcut și el 3 fraguri. Triple kill pentru ambii jucători. Ar putea fi o primă rundă pentru Hyper Spirit. Smoke-ul nu știu dacă este suficient de bun, întrucât nu poate lua bomba. Bomba este picată, cred că chiar în pit sau pe marginea pitului. Iar Critic, să vedem ce va face, câtă răbdare va avea. Mai ia un molotov de pe jos, dar nu știu dacă îl va da neapărat. Ciocardou are poziție interesantă, este pe butoi. Atenție, a dat molotovul aproape. Critic face picul, vede pe Ciocardou, dar câștigă Ciocardou duelul și este 4-0 pentru Nexus. Foarte aproape Critic să fură rundă, shot-uri frumoase cu Deagle-ul. Atenție. Pericol aici la Adron, că e cam singur. Vine acum ajutorul Raga. Murit Adron până la urmă, dar vine un flash pentru Raga, care ezită momentan să facă pick-ul. Să vedem, sunt doi jucători, dar nu fac pick-ul. Ciocardău destul de low, Plano se bagă, Raga pică în site, dar are situație delicată. Xelo face eliminare, vine Raga cu un frag, rămâne Critic în viață, dar Raga face triple kill-uri și avem o rundă pentru Nexus. Totuși, dacă românul a făcut eliminarea pe Raga, a rămas Adron de unul singur după ce îl scoate pe Jaxi. Mai are doi jucători de eliminat, Adron. Foarte important kill-ul pe românul și o greșeală acolo din partea lui românul. Lasă pe Palaș de unul singur. Palaș are un Hegnade. Bomba plantată în spate la Firebox pentru el. Adron verifică de pe scară și el tot cu Hegnade la dispoziție. Diffuse de asemenea. Această rundă se va decide la frag cu siguranță. Adron sus pe Palat. Palaș trebuie doar să nu facă picul. În schimb, Adron stă bine pe fragul în momentul de față. Are 4 realizate. Dar Ciocardou îl văd pe el cu nou. Chiar Adron ține 2 secunde. Face picul Palaș, dar Adron! Me2B cu split în under de asemenea. În lower tunnels, pardon. După ce aruncase molotovul acela pentru short pe capăt și smoke-ul era prezent. Dar iată-l pe BTN cu double. Se aruncă și heul vine și Xelo cumulează. Tata BTN cu double kill-ul reușit. Vorciun, veteran versus veteran. Și veteranul nostru trebuie să scoată fragul. A încercat flick shot-ul Vorciun, dar a fost insuficient. Nightmare e ultimul și este vânat.